Amaraz. Dar de fapt nu, nu o să, nu o să ne dedicăm următorul episod vânătoarei lui Moby Dick, pentru că o să facem chestii mai interesante, ce este un elicopter și ok, hai că am intrat și am ajuns în sfârșit aici de capa. Ok, cum să parchez eu ăsta aici, că edita mai vaporul de luptă. Aici sunt oameni, sper că sunt. Ok, hai că l-am pus bine, nu chiar perfect. Ok, vaporașule, rămâi cu bine. Aici e indice rupt ăsta. Ok, o să-l prind aici ca să nu plece. Și să căutăm niște oameni. Mai ce tare va barca asta. Băi, nimeni pe aici. Se pare că nu este nimeni, de aceea va trebui să mergem în acel oraș. Riku este și un adevărat acrobat, în caz că nu știați. Bă, aici l-am luat deja orașul, da, l-am luat. Încă nu s-a stins focul. Dar tot nu sunt oameni, ba sunt. Mai e barca mea acolo. Mai... Nu știu cum o să aduc oamenii acolo, dar... Da, băi, care vrea să vină într-o aventură de neuitat? Tu, domnule, tu vrei să vii. Hei, fuck, mi-am uitat că și acolo e prins barca. Rico, this isn't funny. You're my hero. Băi, hai, hai cu mine, vii? No, bine, nu veniți niciunul, nu mai îmi pasă. M-am supărat pe voi și nu vă mai primesc. Dar aici ce este? Chiar nu-i niciun om aici și ne-a făcut astea. Nu-i nimic, o să stau la pândă și următorul om care trece cu barca. Aha, te-am văzut. I spotted you. Unde ești? O să-ți dau headshot. Sau nu? Dar domnule, nu vă mai grăbiți, nu trebuie să vă fie frică. Ok, domnule, acum trebuie numai să mă lăsați să... iau eu... barca dumneavoastră. Să o să vă aduc undeva unde o să vă placă, domnule... domnule Gigel. Este domnul Gigel sau domnul... Bazil. Oprim aici. Nu este dificil deloc, dacă vreți să mă ascultați, domnule Bazil. Știu că sunteți obosit. Se vede. Ok, hai să prindem ăsta. What the fuck? Tu o să stai aici. Iar tu, domnule Gigel sau Bazil. Ia, hai, du-te tu acolo. Oh! What the fuck, mi-o... Bine că nu mi-o pușca și pe a mea. Băi, domnule Bazil, sunteți în regulă? O, dacă domnul Bazil n-a pățit nimic. Ia, du-te acolo. Haide. Nu, bine, domnule Bazil, dacă faci așa... This should do it. Că faci așa, te las. Haide, Rico, să plecăm de aici. Se poate și pe aici? Se poate. Ok, doar o secundă. Oh, l-am luat pe ăla. Să... Ok, gata.
ce este aici. Ceva. Ceva ce încă noi nu cunoaștem, dar o să aflăm. Oh shit. Bac, oprește-te, nu. Oh shit. Aha. Ce? Ce naiba? Ce e aici? Parcă era o misiune aici. Oh, dar salut, domnule rebel, cu cine te împuști? Te ajut eu. In view of the authorities. Credeam că ești cu mine în echipă. În cine dați? L-am luat? Cred că l-am luat. Ok, gata, mi-am găsit o altă slujbă. Căutarea lui Moby Dick a eșuat. O să îi duc primitorii oameni care nu sunt, o să... O să mă opresc eu la stație și o să iau și să-i duc în urmă. Acest loc, domnule. O, dar eu dacă cu 30 la oră avem voie aici. Fuck the rules, cine stă atâta? Altfel o să întârziem la oamenii noștri. Dar oamenii noștri ne urăsc, așa că cam atât o să fie și cu episodul ăsta. Ce naiba asta, sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și vedem în următorul episod. Ăștia nu-s de-a mei, bă, ăsta nu-i bine. La revedere!